O altă explicație. De fapt, explicația pentru o aceeași situație, numai că realizată cu o altă referință, pleacă de la ideea a două sisteme care își au fiecare componentele sale, fiecare se caracterizează prin niște relații interioare, relații tari, fiecare se caracterizează posibil prin alte relații, care sunt relațiile exterioare, ca relații slave, dar apare încă o particularitate în sensul că un element al unui sistem este în același timp element în celălalt sistem. Deci, din punct de vedere al ariei de referință, cele două sisteme se suprapun parțial. Această suprapunere parțială generând o stare minimă de integrare. Sigur că este posibil ca această stare de integrare să fie mai accentuată, mai profundă, în măsura în care mai multe elemente sunt comune. Sigur că în aceste condiții, definirea sistemului la nivel superior, acestui sistem S01, este mai simplă, mai directă, pentru că această stare de integrare este mai ușor de perceput, este mai evidentă decât eventual relațiile pe care le-am putea constata ca relații slabe între cele două sisteme.